dezvoltare urbană realizat în zona Cartier Sud, la Minou și Mândrești, au prevăzut că la finalizarea lucrărilor va fi preluat în administrare de Direcția de Dezvoltare, drept pentru care s-au înființat acele posturi. Așa a văzut proiectantul, că este suficient pentru a se întreține aceste spații verzi cu 5 angajați. Pe lângă angajații care are Direcția de Dezvoltare. Și de asemenea, salubritatea și întreținerea străzilor care au fost reabilitate și reamenajate în baza acestui proiect, cu 8 angajați. Nemai ținând cont de faptul că nu, într-adevăr, nu este sistem de irigație, că nu au capacitatea suficientă de a da cu cisternele din dotare. Noi facem acum aceste eforturi, vedeți că am alocat deja bani pentru a face un studiu de fizabilitate de a realiza un sistem de irigație a tuturor spațiilor verzi din municipiul Focșani, nu numai în aceste trei zone, pe de o parte, iar pe de altă parte, vom identifica posibilitatea de a achiziționa noi utilaje până la realizarea acestui deziderat. Mai mult decât atât, până când se va înființa acest sistem de irigație, până se va realiza acest sistem de irigație, noi deja suntem în discuții avansate cu compania de utilități publice ESA Focșani, pentru a face branșamente la parterul blocurilor cu contorizare, unde cei de la Direcția de Dezvoltare vor putea să se conecteze rapid cu un furtun, fără să mai fie nevoie de cisternă și să ude spațiile verzi. Pe de altă parte, dacă vreți să mai aduc în discuție un alt subiect care este un subiect destul de sensibil și pe care am discutat și aseară la Comisie, există o hotărâre de Consiliul Local, încă din 2006, dacă nu mă înșel, prin care se stabilește foarte clar cine are ca atribut întreținerea spațiilor verzi din jurul proprietăților private, în speță din jurul blocurilor, da? Până la limita cu domeniul public, în mod normal, cetățenii municipiului Focșani ar trebui să administreze aceste spații verzi. Suntem conștienți că dacă le-am lăsat în administrarea dumneavoastră, nu știu dacă ar putea să o facă cu profesionalism și vor fi supuși la cheltuieli suplimentare. De aceea, conform proiectului, trebuie să mergem pe acest principiu. Dacă dumneavoastră aveți o soluție mai bună, în sensul de a prelua acest spațiu verde, vă aduc la conștiință faptul, de alte entități, vă aduc la conștiință faptul că timp de 5 ani de zile la realizarea și finalizarea acestui proiect, numai Direcția de Dezvoltare poate să